Biblioteca județeană Igi Bibicescu găzduiește zilele acestea o serie de evenimente prin care marchează 134 de ani de la moartea poetului național Mihai Eminescu. La evenimentul de omagiere a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astăzi s-au împlinit 134 de ani de la moartea luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu. O emblemă pentru poporul român, Mihai Eminescu este comemorat în fiecare an la data de 15 iunie la nivel național. Astfel, acest moment a fost marcat și îndrobeta Turnul Severin de către autoritățile județene într-un loc important reprezentativ din punct de vedere cultural. De fiecare dată, la Biblioteca Igi Bibicescu sunt organizate astfel de evenimente care au menirea de a promova literatura, scriitorii și de a menține vie iubirea pentru arta exprimată prin cuvinte. O nouă ediție a Festivalului Transfrontalier de Literatură Mihai Eminescu, de data aceasta organizat în Biblioteca Județeană, cred că acolo unde este și locul potrivit pentru un festival de literatură. Vă mulțumim că ați venit astăzi la noi, ne bucurăm de altfel și de prezența celor care ne susțin să organizăm aceste festivaluri alături de scriitori din Voivodina, sunt frații noștri români, scriitori locali, scriitori din Craiova. Ne bucurăm de prezența domnului președinte al Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat la evenimentul de deschidere a festivalului care cuprinde expoziții tematice, lansări de carte și spectacole. Acesta consideră că acest eveniment, pe lângă caracterul său comemorativ, are scopul de a menține și de a sădi în conștiința tuturor românilor apetența pentru literatură, filozofie și cultură. Astăzi, pentru români, este un moment important. 134 de ani pare să însemne foarte mult. Pare să însemne că s-a întâmplat de mult ceva. Dar faptul că în acest interval de 134 de ani scurs de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu nu s-a mai născut un alt poet care să tindă să ajungă la nivelul lui Mihai Eminescu ne face pe noi să avem impresia că timpul de fapt care a trecut a fost totuși scurt. Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți tineri să știe cine a fost Eminescu, ce a reprezentat pentru neamul românesc și, de ce nu, unii să încerce să îi calce pe urme, pentru că de egalat va fi foarte greu să mai fie egalat de aici încolo. Când văd atâtea cărți, realizez că efortul dumneavoastră a fost extraordinar în toată această perioadă și vă felicit pentru ceea ce faceți. Vă felicit și pe dumneavoastră, cei care ați venit din Serbia și care depuneți niște eforturi colosale ca să aveți posibilitatea să vadă lumina tiparului aceste cărți și vă îndemn să o țineți tot așa. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră reputații scriitori din județul nostru, cred că ați beneficiat până acum de sprijinul Consiliului Județean, al Centrului Cultural Nichita Stănescu, al Bibliotecii Igi Bibicescu și chiar al Muzeului Regiunii Poaților de Fier. Festivalul Transfrontalier de Literatură Mihai Eminescu a adus la oaltă românii și prietenii sârbi. Pentru scriitori, acest festival a fost oportunitatea perfectă de a comemora o adevărată valoare a poeziei românești Mihai Eminescu și de a-și prezenta totodată creațiile proprii inspirate de varietatea literară din cultura românească. Festivalul Transfrontalier de Literatură România-Serbia. Cu siguranță, dragi prieteni, că opera marului poet Mihai Eminescu rămâne în tezaurul cultural și spiritual al poporului român, indiferent de ce vremuri și ce ape tulburi vor trece peste ființa noastră națională. Iată de ce acest demers al nostru este într-un fel justificat. Există o filiație între Eminescu și Grigore Vieru incontestabilă. Grigore Vieru a venit în România în 1973, din Basarabia. Nu l-a cunoscut pe Eminescu decât în facultate, citind în bancă, era o crăpătură în bancă, și avea acolo jos poeziile lui Eminescu și citea prin acea deschizătură a băncii Eminescu. Că dacă îl prindea, firește, era dus undeva prin munți. În anul 2008, iată în acest an, undeva în final de septembrie, poate octombrie, marcăm 15 ani de existență.
ani importanți pentru cultura și identitatea românilor din Serbia, nu doar din Voievodina, ci în întregime din Serbia. Institutul și-a propus să se ocupe de cercetarea fenomenului cultural identitar românesc, deci prin cercetările pe teren sau prin organizarea de colocvii, mese rotunde, simpozioane în orașul Zrenjanin, unde este sediul. Vreau să vă prezint acest portret, acest album portretistic, adevăruri și falsuri în viața Voievodinescu. Cunoaștem cu toții că există 4 fotografii autentice, nu, ale lui Mihai Eminescu. Dar dacă deschidem anumite publicații, și din păcate chiar cărți, găsim acolo portrete care se pretind ale lui Eminescu. Și nu sunt ale lui Eminescu. Mihai Eminescu este al nostru, al tuturor românilor, de la generația sa și până în prezent. Ceea ce este de-a dreptul remarcabil este că viața și opera lui Mihai Eminescu sunt actuale, sunt moderne și tocmai din acest motiv trebuie să-i dăm locul pe care îl merită în inimile noastre și în cultura noastră. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pune un preț extrem de mare pe cultură și dorește prin exemplul propriu să inspire tinerii și nu numai spre a cunoaște, respecta și iubi cultura românească.